Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem pasca cu ciocolată. Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjitul cu Camelia și bucate gustoase. Să facem pasca cu ciocolată. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Astăzi voi face pasca cu ciocolată în această formă și având în vedere că are, când întoarcem blatul, are un gol, eu vreau să-i pun aici în interior un surplus de hârtie ca să fie la același nivel. Încercăm, inventăm. Așa. O să dau așa cu puțin mult să văd dacă se lipește hârtia. Și începem. Ia să văd. Nu știu dacă am să reușesc, dar încerc. Când o să pun aluatul peste. Așa. Așa, o să facem când punem aluatul. Bună ziua, bine ați venit! Facem pasca cu ciocolată. Am să o fac în această formă. Ea are aici un gol și eu vreau să am fundul drept și încerc să pun hârtie de copt ca să astup. Așa. Și să vă arăt ingredientele pentru bază. Eu o fac cu aluat fraged, această crostată. Așa. Și cu ricotta sau cu brânzică de vaci și cu ciocolată. O să pun aici. Așa, și pentru aluatul nostru o să avem nevoie de circa 300 de făină. Acum o să vedem cât o să ne intre. Așa. 125 de grame de unt. 125 de grame de zahăr sau de miere de albine. Eu pun miere. Așa. O să mai avem nevoie de un ou. Grame de praf de copt, un praf de sare și esență de rom sau de vanilie. Și o să încep cu blatul, și după aceea o să facem umplutura. Și pentru umplutură eu am 350 de ricotta de pecoră, de oaie. Sau brânzică de vaci, puteți spune, gata scursă, deci 350, apoi 45 de unt, am să pun 2 ouă, circa 200 de zahăr sau miere, eu astăzi fac cu miere, așa, ciocolată, circa 100 de grame, am să o tai bucățele, și stafide, 150, scorțișoară, aici am esență de rom și o esență de care o pun eu de flori de aran, de portocal, dacă aveți, sau dacă nu, puneți vanilie. Și pasta mea de mandarine, sau puneți coajă de lămâie, de portocală. Și începem cu aluatul fraged. Așa. Am să dau pentru cremă departe. Și acum, într-un vas, am să pun untul. Se vede? Se vede, nu? Am să pun untul cu zahărul, sau în cazul meu cu miere de albine. Așa, a mea este zahărisită mierea. Și încercăm să amestecăm. Eu am să fac cu mâna. Așa, din imediat. Revenit. Mi-am clătit mânuța ca să pot să lucrez. Așa. Am să le dau așa într-o parte. Și voi amesteca cu mâna. Puteți să faceți și cu un robot, cu un mixer, cu ceva. Așa. Și amestecăm mierea cu untul. Sau zahărul cu untul. Eu astăzi fac, am făcut și cozonacul ieri cu miere și crostata pasca tot cu miere. Cine dorește poate pune zahăr, miere este opțional. Așa. Și amestecăm așa, ia uitați că se spunuiește. Așa. Am zis să vă arăt cum mă fac eu această pască cu ciocolată. Oh. Acum, vedeți? S-a făcut așa ca o spumișoară. Acum punem oul. Punem și un prăfușor de sare. Așa. 1, 2, cât credeți că, așa, ca să dea gust. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Fac înainte blatul la pască, îl pun direct în formă și dau în frigider cât facem umplutura. Așa, am să pun și esența, aici am esență de rom, am să o pun. Așa, pun toată. Puteți pune și coajă de lămâie și vanilie, ce doriți. Așa, dăm deoparte. Aici avem făină. Și acum începem să punem făina. Și cu praful de copt. Și amestecăm. Amestecăm așa bine, bine, bine totul. Eu am mai aici circa 350 de grame de pâine. Dacă mai e nevoie, mai adaug. Dacă nu, las cât, și dacă îmi rămâne, îmi rămâne. Cât intră. Depinde cât de mare este oul. Este mic, mediu, mare sau untul, cât de gras este. Sau câtă apă conține. Așa. Ia uitați cum s-a făcut, vedeți? S-a spumuit. Așa. Puțină făină, până obținem un aluat potrivit de tare, să nu fie nici prea tare, nici prea mare. Nu trebuie să se alipească de degete. Așa. O să o pun pe toată. Văd că intră toată. Cred că mai trebuie puțin. Bună seara, bună seara, Lucica. Eu nu văd bine scrisul de aici. Este mic, mic, mic scris. Bună seara tuturor, bine ați venit. Mai trebuie puțină, vedeți că se lipește. Puțină, puțină făină. Puteți face cu orice fel de făină această rețetă la bază. Așa, imediat să pun făinuța aici. Mai trebuie. Așa, e aproape gata. O să pun și cealaltă care mi-a rămas. Acum am să o întind pe hârtie de copt și am să o pun direct în tava mea și o dau la rece. Mai trebuie puțină, puțină, puțină. Vedeți că nu se mai lipește de mână. Deci în acest moment este gata. Așa. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Acum o întind pe foaie. de hârtie de copt. Și aici am această formă, vedeți? Și ea are un canal. Eu aș vrea să îl acopăr cu hârtie, mi-am preparat hârtie să-l acopăr. Vedeți? Această formă poate fi umplută cu aluat de pantișpan și întoarsă și făcut așa ca un fel de crostată moale și apoi se pune cremă, fructe deasupra. Așa, eu vreau să fac o crostată, blatul la pască și încerc să-i pesc așa, să pun în interior hârtie, să văd că reușesc. Dacă nu, așa. Aici avem aluatul. O să întindem aluatul pe toată și din cine rămâne o să facem pe margini și în interior. Așa. Întindem un strat subțirel. Că apoi o mai întindem cu mânuța, că este moale aluatul și se poate întinde. Așa. Întindeți și pe masă. Așa. Și aici avem forma noastră. Cum am spus, vreau să pun aici ca să mi astup acest spațiu. Să văd dacă reușesc. Dacă nu, las așa. Ia să mai strâng hârtia, să fie mai moale. Așa. O facem mai moale. Încet, încet, tot cât vrea. Reușesc. Și acum cu mare, mare grijă întorc peste. Așa. Dăm departe și întoarcem așa. Așa. Și acum apăsăm cu degetul. unde este nevoie mai adăugați. Așa. Și acum îi dăm forma. Încet, încet și cu răbdare. Așa. Și imediat facem umplutura, o dăm la frigider. Nu este nevoie să fie unsă cu acest aluat. Așa. Încerc să fac marginea cât de cât egală, așa, de grosime. Așa. Așa, acum am să pun folie transparentă peste și o dau la frigider. Și între timp se întărește și noi facem umplutura. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit, sau bună seara, bine ați venit. Facem pasca cu ciocolată, cum o fac eu. Eu pun și brânzică, imediat o facem împreună. Așa. Și o dau la frigider. Acum. Așa. Am să pun și restul de aluat și o să-l întindem și o să decorăm după aceea cu ce ne-a rămas. Tot la frigider. Așa. Și acum pentru umplutură o să avem nevoie de un bol unde o să punem toate ingredientele, 350 de grame de ricotta sau brânzică de vaci, să fie scursă, de 2 ouă, de circa 200 de grame de zahăr. Gustați, dacă credeți că este prea mult, puneți mai puțin. Eu astăzi am să fac cu miere de albine, tot circa 200, 180 am să pun. Așa. 45 de grame de unt, punem și un praf de sare, stafide, circa 150 de grame de stafide și 100 de grame de ciocolată, așa, un pic de scorțișoară, pastă de mandarine și dacă nu aveți, puneți coajă de lămâie, coajă de portocală, adăugați în compoziție. Și aici am o esență de rom și o esență de floare de portocal. Dacă aveți, puneți. Dacă nu, puneți vanilie, puneți rom, puneți ce doriți. Și acum le amestecăm pe toate. O să tăiem și ciocolata. Într-un vas aici o să punem ricotta. pun și un praf de sare, așa. Așa. Punem și mierea. Le punem pe toate și apoi le amestecăm. Mierea sau zahărul. Puneți zahăr dacă vreți. Eu fac mereu cu miere. Am și rețete de cozonaci cu miere. Sunt foarte bun. Și cozonacul de ieri, făcut în direct cu voi, tot cu miere de albine l-am făcut. A ieșit super, super de bun. Așa. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți câte rețete am. Peste 600. Și dulci, și sărate, și sărmăluțe, și cozonaci. Dacă ați ști câte rețete de cozonaci am, eu le încerc, le fac, le probez. Așa, punem și untul. Punem pasta de mandarine sau coajă de portocală și de lămâie. Eu o țin la congelator, am lăsat-o să se dezghețe puțin. Așa. Este foarte, foarte bun. Dă un gust foarte, foarte bun la... Punem puțină scorțișoară. Așa. Punem și esența de rom. Și de aici am să pun 2, 3, 4 picături. N-am să pun prea multă, că este foarte concentrată. Așa. Acum am să amestec. Pare cu ciocolată, dar în momentul când se topește ciocolata în interior, schimbă culoarea. Și este foarte, dă un gust foarte, foarte bun. I-am făcut anul trecut și acum 2 ani. Rețeta o găsiți și pe canalul de YouTube. Am să o public și pe aceasta, să fie acolo. Și aici pe pagina mea de prăjituri cu Camelia, găsiți toate rețetele făcute în direct cu voi. Sunt foarte multe. Eu le public și pe canalul meu de YouTube, care are același nume, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Pentru că acum, 2 săptămâni în urmă, mi-a fost furată pagina. Cine are pagine, să aveți grijă. Sunt hoți care fură. Abia am reușit să-mi recuperez pagina. Aveți mare, mare grijă. Untul bine. Așa, eu pun și stafidele. Eu nu le hidratez, că se hidratează în interior. Așa. Am pus așa aici. Și acum să tăiem și ciocolata, să o punem. Ia să vedem. Pun un cuțitaș. Să o tai așa pe ăsta. O puneți cât de mare doriți. Și ciocolată puteți pune și 50, și 100, și 150. Și ciocolata aici am 100 de ciocolată. Duminică dimineața am să intru să vă urez Paște fericită în direct, să vă arăt ce am preparat împreună cu voi. Așa. Și acum amestecăm din nou. foarte, foarte bună. Să gustați, să vedeți dacă este destul de aromat. Gustați și mai adăugați puțină vanilie, puțin rom, puțină coajă de lămâie. Mai adăugați să fie gustos și bun. Așa. Acum am amestecat bine și acum scoatem de la frigider și punem în, și după aceea dăm la cuptor. Aici în forma noastră. Întindem așa bine. Și acum să decorăm. Tot pe hârtia noastră o să întindem aluatul care ne-a rămas. Să dau așa într-o parte. Să nu facem pozne. Bună seara, bine ați venit! Pasca noastră cu ciocolată. Eu așa o fac și să știți că este bună, bună, bună. Așa, și întindem. Aluatul trebuie să se odihnească puțin mai bine și puteți face formele, le faceți, le tăiați, le puneți pe un fund sau pe ceva, pe un platou, le băgați un pic la congelator, câteva, un sfert de oră și apoi le puneți deasupra și nu se rup și le așezați pe toate. Eu așa mai fac. Acum fiind în direct, facem așa repede. Așa. Ia să vedem ce reușim să facem. Dacă mi s-a lipit. Ia să vedem ce reușim să facem. Să vedem cât sunt de groase. Mai am destul. Ia să vedem așa, să pun aici în față și am să dau într-o parte. Așa. Și o să punem așa câte o floricică. Sper să-mi ajungă. Anul trecut am făcut un coșuleț deasupra. Anul acesta facem așa. Așa. Acum am una și mai micuță. Nu e aceeași. Nu e aceeași. Să facem la fel. Acum mai facem ceva. Ia să vedem. Îl întindem din nou. Puteți face și două mai mici, mai micuțe, dacă doriți, din această compoziție. Așa, mai întind încă o dată. Puteți pune și puțină făină ca să întindeți mai ușor. Dar oricum, după ce aluatul se odihnește bine la cuptor, se întinde altfel. Eu l-am lăsat puțin odihnit. Așa. Iau și pe acesta, ia să vedem. Mai punem încă un rând. Să vedem, să sperăm că ne încampe. Bună seara, Mariana! Fac pasca cu ciocolată, cum o fac eu. Este foarte, foarte, foarte bună. Numai că eu pun și brânzică, ori brânză de vaci sau ricotta. Pun în interior. Și acum o decorăm. O decorăm și după aceea o dăm la cuptor. Din două în două, dacă mi-ajunge aluatul, pun peste tot, dacă nu. Așa. Îl mai întindem o dată. Eu să mai întind o dată aluatul. Așa, a ieșit destul. Și o dăm la cuptor, la 180 de grade. O lăsăm destul să se facă circa 45-50 de minute, o să vedem. Așa. Ajunge peste tot. Aceasta este și o să o lăsăm așa. Ia uitați-o. Așa arată. Și acum o să bag la cuptor și o să ne vedem poate și mâine puțin și duminică dimineața intru să vă spun sărbători fericite și să vă arăt toate preparatele care le-am făcut cu voi împreună și am să pun poze în comentarii cu crostata de ciocolată. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și dacă nu ne mai vedem, Paște fericit, sărbători fericite și vă îmbrățișez, așa cu mare, mare, mare drag și vă pup dulce, dulce, dulce. Acum o dau la cuptor și am să pun poze în comentarii. Pupici, o după-amiază frumoasă tuturor, la revedere, pupici, multă, multă sănătate vă doresc, pupici!